miluiește, Doamne, 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 miluiește, Împărate ceresc, mângâietorule, regulate vărului care pentru tine nești, pe toate le plinești vistierul bunătăților și dătătorule de viață. Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Să lavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Să lavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși și miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însă-ți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește-le, cugetele îndreptează-le, gândurile curățește-le și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și a durerii. Ocrotește-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Vremea este, a spus și Domnului, binecuvântațional, preasfințite stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, rugați-vă pentru noi înalt, preasfințite stăpâne. Să îndrepteze Domnul pașii voștri spre tot lucrul cel bun. Amin, pomeniți-ne pe noi înalt, preasfințite stăpâne. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează preacuvioase Părinte. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de a toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului,
pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru mine credinciosul popor român de aici și de pretutindeni, pentru conducătorițelii noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru viitoarea de Hristos o știre, Domnului să ne rugăm. Domne, miluiește! Pentru părinții, frații, ostenitori acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna tocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei roviți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți ne de tunecazuri, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții s-o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul și toate cele lucruri mele umerece sunt al Lui. Bine ești cuvânta, Doamne! Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește!
curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-au pomenit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecii lor. Amin! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unul născut Fiule și Cuvântului Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai binevoit pentru mântuirea noastră, poate întrupat în Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, carele neschimbate întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Ună din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne. Noi iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Cine și unii prealeții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o tăie! De oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Pentru împărăția Ta cum ai venit, omenește-ne vreme Doamne. Fericiți cei prigoniți pentru
de toate, acela este Împărăția Cerului Nostru, veci și sfârșit, în favorul de voi și vă vor primi și vă zice tot cuvântul rău împotriva voastră.
rugăm. Doamne, miluiește! Că-ți sunteți Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește! Prea ce bine, prea dinecios! Yeah.
Dumnezeule, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește spre ea. Dreapta ta și o desăvârșește spre ea. Să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Înțelepciune! Din epistola către Efesenia Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, Dumnezeu bogat fiind în milă pentru multa sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morți prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și împreună cu Hristos Iisus ne-a înviat și împreună ne-a așezat în ceruri, ca să arate în veacurile viitoare covârșitoarea bogăția harului său prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus. Deci în har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu e de la voi. Este darul lui Dumnezeu, nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a lui făptură suntem zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte ca să umblăm întru ele. Fraților, unul deosebește o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cel ce ține ziua, o ține pentru Domnul. Și cel ce nu ține ziua, nu o ține pentru Domnul.
Și cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă, căci mulțumește lui Dumnezeu. Și cel ce nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Și mulțumește lui Dumnezeu, căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Că dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci și dacă trăim și dacă murim, ai Domnului suntem. Căci pentru aceasta a murit Hristos și a înviat Hristos, ca să stăpânească și peste morți și peste vii. Iubiților, mai înainte de toate trebuie să știți că nicio o prorocie a Scripturii nu se tâlcuiește după socotința fiecăruia, pentru că niciodată prorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt. Dar au fost în popor și proroci mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura eresuri pierzătoare și tăgăduind chiar pe stăpânul care i-a răscumpărat. Își vor aduce lor grabnică pieire și mulți se vor lua după învățăturile lor rătăcite și din pricina lor calea adevărului va fi culită. Și din poftă de avere și cu cuvinte amăgitoare ei vă vor momi pe voi. Dar osânda lor de mult pregătită nu zăbovește și pierzarea lor nu dormitează. Dacă Dumnezeu n-a curățat pe îngerii care au păcătuit, ci legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziți spre judecată și n-a curățat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe, ca al optulea propovăduitor al dreptății, când a adus potopul peste cei fără de credință și cetățile Sodomei și Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a preschimbat în cenușă, dându-le ca o pildă nelegiuiților din viitor. Iar dreptul Lot, chinuit de trecerea în desfrânare a celor nelegiuiți, l-a izbăvit, pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce se vedea și auzea zi de zi, chinuia sufletul său cel drept, din pricina faptelor nelegiuite, Domnul poate să-i scape din ispite pe cei credincioși, iar pe cei nedrept să-i păstreze, ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Al preasfințite stăpâne. Aleluia, aleluia, aleluia. Binecuvântați în al preasfințite stăpâne e binevestitorii sfinților apostoli și evangheliști Marcu și Matei. Dumnezeu pentru rugăciunile sfinților, slăviților, întru tot lăudaților apostoli și evangheliști Marcu și Matei, să vă dea vouă celor ce bine vestiți cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos. Să ne fie nouă după cuvântul vostru, înalt preasfințite, stăpâne. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Sfânta Evanghelie, cea
la Marcu și Matei, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea când ieșeau din Ierihon Iisus, ucenicii lui și popor mult, Bartimeu, orbul fiului Timeu, cedea jos pe marginea drumului și cerea milostenie. Auzind că este Iisus Nazarineanul, el a început să strige și să zică: Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Dar mulți îl certau ca să tacă. El însă striga și mai tare: Fiul lui David, miluiește-mă! Atunci Iisus a apropiat și a zis să-l cheme. Și l-au chemat pe orb, zicându-i: Îndrăsnește, scoală-te, căci te cheamă. Iar el, lepădându-și haina, s-a sculat și a venit la Iisus. Deci l-a întrebat Iisus, zicându-i: Ce voiești să-ți fac? Orbul i-a răspuns: Învățătorule, să văd! Iar Iisus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit! Și îndată a văzut și a pornit după Iisus pe drum. Zisa Domnul ucenicilor săi: Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Deci fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca și porumbei. Feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedrilor și în sinagogile lor. Vă vor bate cu biciul, chiar înaintea domnilor și a împăraților veți fi duși pentru mine ca mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, să nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă acel ceas ce să grăiți, fiindcă nu voi veți fi cei care veți răspunde, ci Duhul Tatălui vostru. Acela va gri prin voi, Tată pe Fiu, va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu, și se vor scula copiii asupra părinților și vor omorâ. Iar voi veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel care va răbda până la sfârșit, acela ați binevestit. Mai
toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, miluiește! Ne-am noi frica fericitilor tale porunci pe toate. Doamne, tu, stăpânitorul părinților noștri, rugăm, ne-ți auzi-ne și ne miluiește! Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Însă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Te ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de aici de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru viitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, părinți, ostenitori acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri eromonahi, preoți, diaconi, diaconi, erodiaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitore sfânt lăcașului acestuia, și pentru cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru mine viața, pacea, sănătatea, mântuire, cercetare, lăsare, certare păcatelor robilor din Dumnezeu, titori, chinători și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii binefăcători și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți ziditorii și ostenitorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor, robilor tăi bolnavi, episcopul Vasile, arhimandritul Ciprian, preotul Ioan,
preotul Vasile, preotul Vasile, preotul Gheorghe, preotul Dragoș Corneliu, preotul Claudiu, preotul Mihai, preotul Nicolae, robii lui Dumnezeu, monachiile Antonia, Xenia, Meletina, Macrina, Rafaela, Mina, Irina, Cristina, Ioila, Gherghina, Rasoforle, Ana și Stavrofilia, Gheorghe, robii lui Dumnezeu, Georgia, Ana, Georgia, Laura, Lavinia, Ioan, robii lui Dumnezeu, Constantin, Vasile, Florica, Maria, Marioara, Gheorghe, Lidia, Nicolae, Ana, Ana, Vasile, Ionel, Chesarie, Ovidiu, Alexandru, Dorin, Maria, Valentin, Eugenia, Crăciun, Maria, Joachim, Maria, Gherghina, Mihai, Constantin, Mirela, Andrei, Ștefana, Felix, Claudiu, Virginia, Gabriela, Ramona, Teodor, Alexandru, Ancuța, Ionela, Maria, Mihai, Adrian, Marcel, Laura, Elena, robii lui Dumnezeu, Vasile, Constantin, Maria, Raluca, Sabina, Valeria, Elena, Gheorghe, pruncul Nicolae, Alexandru, robii lui Dumnezeu, Maria, Denisa, Constantin, Dumitru, Maricica, Virginia, Gheorghe, Nicolae, Aurelia, Florin, Elena, Anastasia, Nicolae, Gheorghe, Maria, robii lui Dumnezeu, protosinghelul Teopan, protosinghelul Sava, preotul Irineu, Irmonacul Cristofor, Rareș, Aurelian, Cristi, Bianca, Micaela, Mateo, Gabriel, Anica, Erodiaconul Casian, Irmonacul Victor, Olga și Elpidia, Andrei, Marinela, Paula, Lucian, Viorel, Georgiana, Andrada, Ioana, Ana Maria, Mihăiță, Lucia, Daniela, Ilie, Georgeta, Marian, Iulian, Florin, Sorin, Luminița, Adriana, Genica, Ana, Marcel, Viorica, Maria, George, Ioan, Elena, Iulia, Eliza, Ștefania, Valentina, Ioan, Vasile, Maria, Gabriel, Dana, Ioan, Marcela, Vasile, Mihai, Alina, Sergei, Beatrice, Ioan, Nicolae, Alexandru, Dumitru și Angela, Gabriela, Gheorghe, Octavian, pruncul, robii lui Dumnezeu, Rodica și Nicolae, Marian, Nicoleta, Roxana, Liviu, Viorel, robii lui Dumnezeu, Vasile, Laura, Elena, Luca, Constantin, Constantin, Lăcrămioara, Elena, robii lui Dumnezeu, Despina, Leocadia, Cezara, Maria, Elisabeta, robii lui Dumnezeu, Petrică, Daniel, și robii lui Dumnezeu, Silvia, Tatiana, Maria, Vasile și Elisabeta, robii lui Dumnezeu, Gabriela, Elena, Alin, Loredana, Gheorghe, Adina, Aurelia, Lucian, Gheorghe, Emma, Maria, Măriuca, Eva, Melania, Sorin, Mihai și Marilena, Ghenadie și Florica, Dumitru, robii lui Dumnezeu, Ionel și Cristina, Andreea, Elena, Alexandra, Preoteasa, Petrică, Dumitruț, Ioana, Janina, Ianis, Maria, Gabriela, Monahia, Lucia,
diaconul Lucian, Alexandra și Andrei Eusebiu Mihai și David Robert Prunci răniți, preotul Ciprian cu toată casa sa, preotul Petre, preotul Mihail Florin, Niculina Parascheva, pruncul Lucas, Ionica Ioan, Dan, Nelu, Viorica, Vasile, Caterina, Ștefan, Veronica, Mihail, Elena, Zinica, Victorița și Alexandru, Veronica, Ecaterina, Ecaterina, Maria, Varvara, Afrodica, Maria, Florin, Rafira, Mărioara, Ioan, Iulian, Elena, Ioana, George, Iulian, Iberiu, preotul Bogdan, preotul George, preotul Nicolae, Mirela, Andrei, Polixeni, Aurica, Daniela, Victor, Minodora, Marcel, Viorica, Gheorghe, Maria, Ioan, Elena, Eliza, Ștefania, Valentina, Marian, Elena, Elpidia, Bogdan, Mita, Simona, Maria, Pratchila, Alexandru, Iulia, Bianca, Costel, Cătălin, Simona, Daniela, David, Maria, Maria, Georgeta, Irina, Irene, Camelia, Maria, Romeo, Martin, Dura, Anabela, Liana, Mihalache, Stana, Alin, Nicoleta, Mirela, Tudor, Alexandru, Ștefan, Bogdan, Stela, Eusebia, Livia, Andrei, Eugenia, Maria, Octavian, Nicolae, Constantin, Irina, Felicia, Emanuel, Gina, Violeta, Fabian, Alexandru, Constanța, Maria, Nelu, Ionica, Andrei, Monica, Pavel, Anastasie, Caterina, Teodora, Xenia, Petru, Florica, Mărioara, Alexandru, Lidia, Nelu, Adrian, Sebastian, Alexandru, Adrian, Carmen, Ioana, Mihaela, Adriana, Nicoleta, Dimitri, Mina, Urania, Onacul, Antipa, Andrei, Rasufor, Varnava, fratele Daniel, Aurelian, Mihail, Mario, Andrei, Angela, Miriam, Elena, Nicoleta, Vasile, Alexandru, Alexandru, robii lui Dumnezeu, Alice, Mihaela, robii lui Dumnezeu, Doina, Dorina, Rodica, Iuliana, Carmen, Maria și toți bolnavii din spitale, din azile, cei ce zac în casele lor pe patul de suferință și robii lui Dumnezeu, doctorul Cătălin Ioan, doctorul Cristian, doctorul Pavel, asistentele Gianina și Elena și robii lui Dumnezeu, Constantin, Florina, Vasile, Bogdan, Stelian, Georgiana, Claudia, Ana, Ecaterina, Maria, Eugenia, Gheorghe, Elena, Maria, Anastasia, Sofia, Elena, toți bolnavii din spitale, din azile, cei ce zac în casele lor pe patul de suferință. O picătură din harul preasfântului tău Duh trimițând asupra lor, încetează-le răceala, potolește-le fermințeala, tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii. Ca un intru tot îndurat, cu stăruință, în smerenie, în zdrobirea inimii, ne rugăm ți auzi-ne și miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine întru tot cinstă și sfântă biserica aceasta, pentru cei ce cântă, pentru cei ce se ostenesc și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu miește, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Iară cu pace Domnului să ne rugăm. Amin.
miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ați sub stăpânirea Ta, odeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pământ și cu desfătări trupești, nu este vremnic să vină să se apropie sau să slujească ce împăratul stabil. Căci a slujit este lucru mare și împărășător, chiar și pentru fără mutare și fără schimbare, te rugăm și la ferioar nostru de Dumnezeu și cum toate. Ei dați dușma sfântă acestei jertfe pentru și fără de sânge. Că-ți iubă cu Dumnezeu cel ce singur ești bun și binevoitor. Dau că spre mine păcătosul și plăcutul, dau și curățește-și și inima de cum și vrednice și vrednice și Oh,
Să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. De poporul român drept credincios de pretutindeni, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor, și iubitoare de Hristos oștire, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. De frații noștri arhierei, iermonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monac și monahii, și tot cinul preoțesc și călugăresc,
să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe slujitorii acestei sfinte catedrale, pe cântăreți, pe binecredincioși creștini, ajutători, pe toți credincioși aici de față și pe cei care de departe se roagă împreună cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De fericite și de-a pururi pomeniții, itore acestei sfinte catedrale, episcopioții partenii Ilarii Gheronte Chesare, robilui Dumnezeu Remus Alexandru Ștefan, Ion Ion Gheorghe George Niculina Dona Oscar Oprișan, alți titori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, ierarhii Tomisului Petru, Patinus, Valentinian, Anichit și Vasile, ierarhii de la Calati, Ștepan și Petru, ierarhii de la Durăstorum, Leontin, Cristofor și Ilarion, ierarhii de la Vicina, Teodor, Luca, Macare și Chiril, ierarhii de la Drâstra, Calis, Partini, Joachim, Antonie, Macari, Metodii, Partenie, Ghenadie, Atanasie, Rotei, Serafim, Calinic, Constantie, Bartolomeu, Chiril, Partenie, Chiril, Calinic, Antim, Grigorie, Ronim, Grigorie, Erarhii de la Proilavia, Gabriel, Nectare, Antim, Grigorie, Melete, Gerasim, Partenie, Lavrentie, Nectare, Calinic, Grigorie, Anichie, Calinic Pilotei Daniil Joachim, Iril Partenie Calinic, Calinic Antim, ierarhii de la Tulcea Panaren Dionisii și Nichifor, ierarhii Tomisului și ai Dunării de Jos, Iosif Partenie Pimen Melete Constanțeanul, Nipom Platon Iosif Cosma, ierarhii Tomisului Ilarie Gheronte Eugeniu Chesare Antim Lucian, Gerasim și Epifanie, arhiepiscopii Pimen, Justinian și Vasile, pe adormiții robilor Dumnezeu, de curând trecuți în veșnică odihnă, arhimandriții Ghelasie, Varlam, Nicodim, protosinghelul Mihail, preotul Mircea Iosif, preoții Valentin, Florin, Nicolae, Gheorghe, Vasile, Ioan, Constantin, Alexandru, protoereul Petru, robii lui Dumnezeu de curând trecuți în veșnică odihnă,
Magdalena, Ioan, Octavian, Dumitru, Dimitrie, Draga, Vladimir, Petru, Gabriel, Doina, Aurelian, Georgel, Vasile, Țuțu, Damaschin, Violeta, Letiția, Lucreția, Cornel, Elena, Dobrița, Traian, Safta, Pezbitele, Lenuța, Șlavinia, Nicoleta, Glafira, Schimonahia, Petronia, Monahie, Caterina, Monahia, Stefania, Nicolae, Dan, Florian, Ilie, Amalia, Gheorghe, Elisabeta, Ioan, robilor Dumnezeu, Minodora, Monahia, împreună cu ceilalți 13 bolnavi care au murit în urma incendiului de la Spitalul Matei Balș, robilor Dumnezeu care s-au sfârșit în focul de la Spitalul din Piatra Neamț, Ștefania, Ion, Constantin, Mihai, Mircea, Mihai, Tatiana, Clement, Frăsina, Vasile, Ioan, Dumitru, Nicolae, adormiți robii lui Dumnezeu, Antoaneta, Gheorghe, Maria, cu tot neamul lor cel adormit. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. E fericit într-o adormire eroi ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre, îndepărtări și în închisori, pentru apărarea țării și a dreptei credințe, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. E toți adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, erobii Dumnezeu, de curând trecut în veșnică odihnă monacul Bartolomeu, protosinghelul Antonie, Laurențiu, Nelu, Vasile, Vasile, cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Ca pe împăratul tuturor, Aleluia, 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 ale
cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Doamne, fericită, sfânt în pace și fără de păcat, la Domnul să ceră. Păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cerem bineviții noastre în pace și într-o păgăință o săvârși, la Domnul să cerem. Spre și creștinezi vieții noastre fără durere neînfruntat în pace, și răspuns bun la fricoșătoarea judecata lui Hristos, să cerem. Doamne! Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți sfinții să o pomenim. Curea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfântul Duh, trăim așa de o ființă și ne despărțită. Ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om.
și s-a răstignit pentru noi. În zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață păcătorul, care din Tatăl cucede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă-n pace, au aduce. Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Oh,
Și pururea picioara
Maria. Nasca Doamne, de Dumnezeu, nadejda Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici în pace, întreg cinstit sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. De nouă cu o gură și o inima slăvi și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință, numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fie minele marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Ce s-au dus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Amin. Hai, Iubitor de oameni, Dumnezeu nostru, Cer ce ne-a primit pe Sfântul, Cer mai presus de cerul și duhovnicescul său jertfenic, pentru miros de până miros, mă duhovnicească, să ne trimită la Dumnezeescului har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Amin. Care mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfânt în pace și fără de păcat, la Domnul să ceră. Înger de pace, drept credincios, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Doamne! Și de vieții noastre în pace și într-o păcăință o săvârși, la Domnul să cerem. Creștinezi vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. Doamne! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ține, Doamne! Ne-nvrednicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de o sândă, să cutezem a te chema, Tată, pe tine, Dumnezeul cel ceresc, și a zice,
Domnilor, făcătorul cetelor, celor de foc și lucrătorul puterilor, celor fără de trup, meșterul celor cerești și al celor pământești, de care nimeni dintre oameni nu l-a văzut nici poate să-l vadă, de care se teme și se cutremură toată făptura, cel ce a aruncat din cer pe căpetenia îngerilor care și-a încordat grumazul arecând și s-a lepădat de slujba sa prin neascultare, pe îngerii ce împreună cu dânsul potrivnici care s-au făcut diavoli, i-a aruncat în tunericul cel adânc al iadului. Păca blestemul acesta ce se face în numele tău cel înfricoșător, să fie spre îngrozirea acestui povățitor al vicleniei și pune-l pe fugă și poruncește lui și diavolilor lui să nu facă nicio vătămare acestor suflete pecetuite. Și acești pecetuiți ai tăi să ia tăria puterii ca să calce peste șerci, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, că se laudă și se cinstește și de toată suflarea, cu frică se stăvește prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Te blestem pe tine, începătorul răutăților și al culei căpetreni împotriviri și urzitorul vicleniei. Te blestem pe tine, cel aruncat din lumina cea de sus surpat pentru mândrie în întunericul adâncului. Te blestem pe tine și pe toată puterea cea căzută ce a urmat voința ta. Te blestem pe tine, Duh necurat, cu Dumnezeu Savaot și cu toată oastea îngerilor lui Dumnezeu. Adonai Eloi, Dumnezeu cel atotputernic. Ești depărtează de la robii Dumnezeu care stau înaintea ta, de la cei ce s-au pomenit, de la toți bolnavi, de la cei ce se roagă împreună cu noi de departe,
Ne blestem pe tine cu Dumnezeu care prin cuvânt toate le-a zidit și cu Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui cel unul născut care mai înainte de veci fără patimă s-a născut din trânsul. Cu cel ce a făcut făptura văzută și nevăzută și a zidit pe om după chipul său. Și mai înainte prin legea firii l-a învățat acestea și cu priveghere îngerească l-a păzit. Cu cel ce a înnecat păcatul cu apă de sus și a desfăcut adâncurile de sub cer. Și a pierdut pe uriașii cei necucernici și turnul fără de legilor l-a sfârmat. Și pământul Sodomei și al Gomorii în foc și cu pucioasă l-a ars pe mărturie fumegă fum nestins. Cu cel ce marea cu toiagul a despărțit și pe popor l-a trecut cu picioarele neudate, iar pe tiranul faraon și oastea cea împotrivitoare lui Dumnezeu, tabăra păgânătăți sub valuri de veci a necat-o. Ne blestem cu cel care la plinirea vremii din fecioară în chip de negrăit s-a întrupat și pe cețele curăției întregi la păzi, care a binevoie să spere prin botez întinăciunea noastră cea veche cu care noi prin neascultare ne spurcasem. Te blestem pe tine cu cel ce s-a botezat în Iordan și ne-a dat nouă în apă prin har, chipul nestricăciun de care îngerii și toate puterile cerești s-au mirat. Păzând pe Dumnezeu cel întrupat, smerindu-se în Tatăl cel fără de început a descoperit nașterea cea fără de început a Fiului și când pogorirea Sfântului Duh a mărturisit unimea treimii, te blestem pe tine cu cel ce a certat vântul și a liniștit viformării, care a izgonit cetele diavolilor, cel ce prin tine a dat vedere ochilor lipsiți de lumină, ai celui ordin naștere și a noi zidirea cea veche a neamului nostru, și celor muți le-a dat grai, cel ce a curățit rănile leproșilor și pe morți din groapă i-a înviat, cel ce până la îngropare cu oamenii a vorbit și iadul prin înviere l-a prădat, și toată omenirea întocmită să-l mai fie cucerită de moarte. Te blestem pe tine cu Dumnezeu atoțitorul care a însuflețit pe oameni, cu grai de Dumnezeu insuflat împreună cu apostolii a lucrat și toată lumea împlut-o de dreapta credință. Teme-te, taci, fugi, pleacă, depărtează-te, diavole necurate și spurcate. Cel de sub pământ din adâncă și șelătorule, cel fără chip, cel văzut pentru nerușinare, nevăzut pentru pățării, oriunde ești sau unde mergi, deci tinsuși Belzebul să te teară-ți ca cel ce scutură ca șarpe sau ca fiară, sau ca aburul, sau ca fumul, ori ca bărbat, ori ca femei, ori ca jigani, ori ca pasări, sau vorbitor noaptea, sau surd, sau mut, sau care îmi țicoșesc cu năvălirea, sau sfârșii, sau uneltești rele în somn greu, sau în boală, sau în neputință, sau pornești pe râs, sau aduci lacrimi de dezmerdere, ori ești desfrânat, ori om irositor, ori poftitor, ori făcător de desfătare, ori fermecător, ori îndemnător spre dragoste necurată, ori ghicitor în stereo șez în casuri și fără dea stâmpări sau te schimb cu luna, sau te întorci pe noare care timp, sau vii dimineață, sau la mează, sau la mezul nopți, sau în orice vreme, sau la revărsatul zorilor, sau de întâmplare te-ai întâlnit, sau de cineva ai trimis, ori ai venit, ai nevălit fără dezbeste, sau ești din mare, sau din râu, sau din pământ, sau din pântână, sau din dărâmături, sau din baltă, sau din trestii, sau din oroaie, sau de pe uscat, sau din lungă, ori din pădure, sau din copaci, sau din pasări, sau din tunie, sau din acoperământul băiei, sau din scăldătoare de ape, sau din mormânt idolesc, sau de unde știm, ori de unde nu știm, cunoscut, ori necunoscut, sau din vreun loc nebănuit, pierzi și te depărtează, rușinează-te de chipul cel zdi și frumusețea de mâna lui Dumnezeu. Teme-te de asemănare lui Dumnezeu cel întrupat, să nu te ascuzi rogul lui Dumnezeu care sunt aici, în cei s-au pomenit în toți bolnavii, în cei care se roagă împreună cu noi de departe, că toiac de fier și cuptor de foc și iadul și scrâșnirea dinților te așteaptă ca răspătire pentru neascultare. Teme-te, taci, fugi să nu te întorci, nici te ascunzi cu vreo altă viclenie de duhuri necurate, ci du-te în pământ pustiu fără de apă, unde om nu locuiește, ci este cercetat numai de Dumnezeu, cel ce leagă pe toți care vată-mă și uneltesc asupra chipului său. Cel ce în lanțuri te-a aruncat întunericul iadului pentru noaptea și ziua cea lungă, pe tine, diavolul, ispititorul și aflătorul tuturor răutăților, că mare este frica de Dumnezeu și mare este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor, celor de sub tăria ta,
Dumnezeul arhanghelilor celor de sub stăpânirea ta, Dumnezeul măritelor domnii, Dumnezeul sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce ai destegat sufletele cele legate cu moartea și prin unul născut Fiul tău ai luminat pe omul cel pătruns de întuneric, Cel ce ai slăbit durerile noastre și toată greutate de la noi ușurat-o și toată nălucirea vrăjmașului de la noi depărtat-o, și Tu, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, care cu moartea Ta ne-ai făcut pe noi nemuritori și ne-ai mărit cu slava Ta, Cel ce ne-ai dorit nouă să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu, și ai purtat pe crucea Ta toată sarcina păcatelor noastre, Cel ce ai luat asupra-ți sfârmarea noastră și ai tămăduit-o, Doamne, care ne-ai făcut nouă cale la ceruri și stricăciunea nestricăciunea ai prefăcut-o. Auzi-mă pe mine, care cu dragoste și cu frică stric către Tine, Cel de-a cărui frică stopesc munți împreună cu tăria de sub cer, de-a cărui putere duhurile necuvântătoarele stihiilor se cutremură pe zicotarele lor, de-a cărui poruncă focul răsplătirii nu va trece cotarele ce s-au pus, ci suspinând așteaptă porunca Ta, de-a cărui plică toată făptura se chinuiește, oftând cu suspinuri negreite și având poruncă să aștepte vremea Sa, de care toată firea cea potrivnică a fugit oastea vrăjmașului s-a domolit, diavolul a căzut, șarpele s-a călcat și balaurul s-a strivit, prin care neamurile ce Te-au cunoscut s-au luminat și s-au întărit în Tine, Doamne, prin care viața s-a arătat, nădejdea s-a întemeiat, credința s-a întărit, Evanghelia s-a propovăduit, prin care omul cel pământesc s-a înnoit crezând în Tine, că cine este ca Tine, Dumnezeu atotputernic. Pentru aceasta Te rugăm, Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, Cel ce-și mai înainte de veci mai presus de fire, primește pe aceștia care au venit la Tine, pentru numele Tău cel sfânt și al unui a născut Fiului Tău și al Făcătorului de viață, Duhului Tău. Izgonește din sufletele lor toată neputința, toată necredința, tot Duhul necurat, scuturător de sub pământ, din pog nesferit, oftitor, iubitor de aur, iubitor de argint, turbat, desfrânat, tot diavol necurat, întunecat, fără chip și fără rușine. Așa, Dumnezeu, îi depărtează de la robii Tăi care stau înaintea Ta, de la cei ce s-au pomenit, de la toți bolnavii, de la cei ce se roagă împreună cu noi, depărtează de la deși toată lucrarea diavolului, toată vraja, toată fermecătura, slujirea idolească, căutarea stele, vrajă cu moș, vrajă cu pasul, patima desfătării, beție, desfrânare, mânie, iubire de ceartă, și tot cugetul vichilean. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, insuflă întrâi și Duhul Tău cel paște, ca fiind păzis de El să facă roade de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de împrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îngăduință, de smerenie, de pricepere, că se robe ai Tăi numele Tău, numele lui Iisus Hristos, crezând în trebuie aceea de-o ființă și mărturisind-o cu îngeri, arhanghelii și Doamne, cu toată oastea cerească. Păzește împreună cu Dumnezeu și inimile noastre, că puternic ești, Doamne, și Ție slavă înălțăm. Și unii a născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață, Păcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeu, lăiasca și sfânta, marea și înfricoșătoare, și nesperită numire și chemare facem spre izgonirea Ta potrivnice, așișterea și iertare facem spre pierderea Ta, diavole. Dumnezeu cel sfânt, cel fără de început, cel nevăzut în ființă și necuprins ca dumnezeire, împăratul slavei și stăpânul atoțitorul, acela te ceartă pe tine, diavole, te ceartă pe tine, diavole, Domnul care cheamă apa mării, o varsă peste fața întregului pământ, Domnul puterilor este numele Lui. Să te certe pe tine, diavole, Domnul Dumnezeu, cuvântul care s-a pogorât din cer, din sânul Tatălui, în întruparea cea mai presus de fire și curată din Sfânta Fecioară, te alunga din cer și cu totul lepădat te-a arătat. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care a zis mării, taci, liniștește-te și prin poruncă îndată s-a liniștit. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, care pe fiica mai marului sinagogi cu cuvântul a înviat-o și pe fiul văduvei din gura morții l-a răpit și mamele întregi și sănătos l-a dăruit. Să te certe pe tine, diavole, Domnul cel ce pe Lazar a patra zi neputret ca și cum n-ar fi fost mort și nestricat l-a înviat spre mirarea multora. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care prin scuiparea preacuratului să obraz
a șters toată lacrima de la toată fața. Se certe pe tine, diavole, Domnul, care lovit fiind cu palma, a stricat blestemul și prin împungerea preacuratei sale coaste a depărtat sabia cea de foc care păzea raiul. Se certe pe tine, diavole, Domnul, care a întins crucea spre întărirea și mântuirea lumii, spre căderea ta și a tuturor celor de sub stăpânirea ta. Se certe pe tine, diavole, Domnul, care s-a pogorât în iad, mormintele le-a scuturat, pe morții cei din veac legați a slobozit și la sine a chemat, pe care portarii iadului văzându-l s-au înspăimântat și coastele iadului ascunzându-se au perit. Se certe pe tine, diavole, Domnul, cel ce a înviat din morți, Hristos, Dumnezeul nostru și tuturor a dăruit învierea sa. Se certe pe tine, diavole, Domnul, care s-a înălțat la cerul și a sus de-a dreapta tronului slavei la Părintele Său. Se certe pe tine, diavole, Domnul, care iarăși va să vină pe norii cerului cu putere și cu slavă multă, să judece vii și morții. Se certe pe tine, diavole, Domnul, de care toate se tem, că din îndurași grozav este mânia lui asupra ta. Se certe pe tine, diavole, însuși, Domnul, cu numele Său cel înfricoșător. Înfricoșează-te cu tremur, te teme-te, tu care ai căzut din cer și împreună cu tine toate duhurile cele vicrene, Duhul cel de noapte, cel de zi, cel de la amiază zile și cel de seară, Duhul cel de la miezul nopții, Duhul cel ce se întâmplinare, de pe uscat din ape, din trei căi, din bălci, de râuri, care cu trei prin case, prin cuți, prin băi și vatăm și schimintea omenească, de grea plecați de făptura zditorul Hristos Dumnezeu, și vă depărtați de la robul lui Dumnezeu care sunt aici, la cei s-au pomenit, de la toți bolnavii, de la cei se roagă împreună cu noi de departe, depărtați-vă din minte, de suflet, din inimă, din rărung, din simțiri și din toate mădularele lor. Ca robii lui Dumnezeu aceștia să fie totul sănătoși, întregi și slobos, cunoscând stăpânul vieții, pe stăpânul tuturor, cel ce cheamă pe toți le dă lor pe cetea noirii dumnezeiescului botez. Ca aceștia să se învrednicească de curatele taine și fiind păstoriți neîncetat cu toiagul crucii să ia plata chemării celei de sus întru tine, Domnul și Dumnezeul nostru care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, unul născut Fiule și Cuvântul Tatălui, care ai rupt toată legătura păcatelor noastre prin patima Ta și ai suflat în fețele apostolilor Tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele și vor ierta lor și cărora le veți ține și nu te vor fi. Stăpâne, prin Sfinții Tăi apostoli ai dărui și arhiereilor, care slujesc cele sfinte în Sfântă Biserica Ta, să ierte păcatele pe pământ și să lege și să dezlege toată legătura nedreptății. Și acum te rugăm pentru robii Tăi care stau înaintea Ta, dă-le lor mila Ta, rupe legătura jurământului și a blestemului cu care s-au legat și orice au vorbit din neștiință sau din nebăgare de seamă sau din speciune spletească au lucrat, cel ce știe neputință omenească, un iubitor de oameni și bun stăpân toate păcatele, cel de voi și cele fără de voi, iartă-le. Tu, cel ce dezlegi pe cei legați, cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea celor deznădăjduiți, odihna celor osteniți, slobozește pe robii Tăi aceștia din legătura păcatelor lor, să preamări preasfânt numele Tău, împreună cu al Părintelui celui fără de început și cu al Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Îndurate, Doamne, bunule și iubitorule de oameni, ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în lume, să rupă zapisul greșelilor ce asupra noastră și să dezlege legăturile celor legați de păcate și să propovăduiască celor robiți iertare. Stăpâne, pe robii Tăi care stau înaintea Ta, pe toți bolnavii, pe cei ce s-au pomenit, deci ei se roagă împreună cu noi, liberează cu bunătatea Ta de legătura ce este pusă asupra lor și le dărește să apropie fără de păcat în toată vremea și tot locul, cu îndrăznire către slava Ta și cu buget curat să ceară de la Tine mila cea bogată,
milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu și slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să iertăm și să uităm tot ce ne-a greșit cineva, Domnului să ne rugăm. Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, împăratul veacurilor și dătătorul bunătăților, care ai stricat peretrecerea din mijloc al vrajbii și ai dat pace neamului omenesc. Dăruiește și acum pace copilor tăi. Rădăcinează întrâni și frica ta și dragostea unuia spre altul, o întărește. Stinge toată vrajba, îndepărtează dintre tăi și toate îndemnurile spre dezbinare. Că Tu ești pacea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel de-a Sfinților Săi ucenici și apostoli, zicând, pe oamenii bolnavi mâinile veți pune și binele va fi, și printre ei și noi arhiereilor ne este dat acest har. Să vă tămăduiască fiilor duhovnicești de neputința sufletească și duhească, să vă dăruiască bisericii sale, întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, bine umblând și făcând poruncii lui Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să învieze Dumnezeu, să se risipească vrăjmașii Lui, să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum pere fumul, cum stupește ceara de la fața focului, așa să piară diavolii cei fermecători și descântători de la fața robilor Dumnezeu care sunt aici, ca cei s-au pomenit din calea lor, de la casele lor, iar robii Dumnezeu aceștia se bucure de Domnul și să se veselească, să fugă și depărteze de la sufletele voastre, din calea voastră, din casele voastre, tot vicleanul și necuratul diavol și tot răvirea și farmecele și descântece, într-un nimic să se prefacă și să se stingă prin aceste molitve cu harul preasfântului și prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Nu mă las.
Galinicu, bunătate, toate zilele puste. Eu, Iisus,
vie orice, thank you.
dragoste, apropiați-vă. Bine este cânta cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei trăim, închidându-ne că aceasta ne-a mântuit. Slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele de viață, făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia! Drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele lui Hristos haine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeului harul tău. Doamne, miluiește! Săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând. Pre noi înșine și unii prealeții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace să ieși în numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în peste voi toți cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și
și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în alt preasfinții de stăpâne, binecuvintează. Cel ce-n brațele dreptului Simeon a primit a fi ținut pentru mântuirea noastră, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul Dobrogei și Părintele Duhovnicesc al tuturor românilor, cu rugăciunile Sfântului Apostol Filip, împreună lucrător cu Sfântul Apostol Andrei, la creștinarea strămoșilor noștri din Dobrogea, cu rugăciunile tuturor Sfinților Apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, ale Sfântului Proroc Zaharia și a celor împreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Epictet și Astion și Pantelimon, Zotica Talca, Masi și Filip, Dasie de la Axiopoli și Emilian de la Durostorum, cu rugăciunile Sfinților Mucenici de la Adam Clisip, cu ale tuturor Sfinților Mucenici pătimitori în Dobrogea, cu rugăciunile Sfinților Erași, Marcu, Tite, Efrem, Gheronti, Britanion, Teotim și Iachint, cu ale Sfinților Cuvioșilor Părinți, Ioan Casian și German și Dionisie cel Smerit, cu toți ocrotitori ai Dobrogei, cu rugăciunile Sfinților Erarhi Nectarii din Eghina și Efrem și Sfântul Andrei al Cretei, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Afac, Ignat, Eftimie, Mercurie și Parascăvi, ale Sfinților Mucenici din insula Lesbos, Rafael, Irina, Nicolae, Vasile, Teodor și Egumena Olimpia, cu rugăciunile Sfinților Cuvioșilor Părinți, Stelianu, Protitorul Copiilor, Serafim de Sarov, Auxentie și Simeon Stâlpnicul, ale căror sfinte moaște se cinstesc aici de față, cu rugăciunile Sfinților și Drepților Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici, părinți, iubiți credincioși, și ziua de astăzi este luminată de doi sfinți călăuzitori ai noștri,
Sfântul mare mucenic Teodor Stratilat. Acesta era din Heracleia, ținut aproape de Marea Neagră. Și iată, era în vremea împăratului care a fost împotriva Sfântului Constantin cel Mare, împăratul Liciniu, ce se afla la Roma. Și acest împărat persecutor, care era atât de aspru cu creștinii, încât creștinii, după ce a luat Sfântul Împărat Constantin partea de răsărit a Imperiului, s-au plâns la Sfântul Constantin cât de greu sunt încercați, cât de mult sunt persecutați. Iată, între acești persecutați a fost și Sfântul Teodor Tiron. El era general, era un om puternic, cum spune cronicarul, frumos la trup, dar și împodobit cu sufletul. Avea cuvinte atât de alese, pline de înțelepciune, încât mulți vorbeau, voiau să se întâlnească cu el, să audă cuvintele lui atât de frumoase. Dar el era atât de frumos la suflet și înțelept, pentru că era creștin. El nu spunea că este creștin, fiind în armata păgână a împăratului Liciniu, dar își făcea datoria. După orele lui de ostășie, se ducea și vorbea cu păgânii și le descoperea pe Hristos. Și atât de plăcut era lui Dumnezeu, încât fie că erau creștini sau păgâni, dacă erau păgâni cu boli grele și le vorbea de Hristos, doctorul cel mare al sufletelor și al trupurilor, și aceștia credeau, și el chema preot în taină și le făcea botezul pe cei bolnavi cu rugăciunile sale, chemând milostivirea lui Dumnezeu, îi vindeca. Era într-adevăr în locurile acelea și un balaur, ca la Sfântul Gheorghe. Și acest balaur primea multe jerte omenești. Pe cine întâlnea în cale, îl răpea și îl omora. S-au plâns creștinii la Sfântul Teodor Stratilat și au spus: noi avem un mare necaz. Acest balaur nu știm de unde a venit și cum s-a așezat el, că ne temem că pe mulți a ucis, pe oricine a întâlnit în cale. Și atunci Sfântul Teodor Stratilat s-a rugat și s-a dus cu sabia împotriva acestui balaur, cu sulița sa, și rugând pe Dumnezeu, a zis: Doamne, puterea ta este peste scorpii, peste toți vrăjmașii, poate fi și peste acest balaur. Eu voi merge cu rugăciunea înaintea acestui balaur, cu sulița, cu sabia. Tu ajută-mă și însoțește-mă, cum ai alungat balaurii cel nevăzuți de la creștinii și păgânii care se chinuiau, și cei ce au crezut au fost izbăviți. Pentru dragostea ta de oameni, oprește mânia acestui balaur în care se ascunde cel urător de oameni, diavolul, ca să fie cu adevărat străpuns și ucis cu rugăciune prin puterea ta. Și așa, rugându-se să iasă acel balaur, și a ieșit, Sfântul Teodor se ruga lui Hristos Dumnezeu și zicea: tu ai dat apostolilor tăi puterea să calce peste șerpi și peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Ajută-mă cu puterea ta
să nemeresc cu sulița gura acestui balaur și să fie nimicit ca oamenii din ținutul acesta să fie izbăviți de frică și să-ți mulțumească ție. Așa ieșind și șuierând balaurul, oamenii care erau prin preajmă toți au fugit. Dar Sfântul Teodor s-a îndreptat către acest balaur și a zis în numele lui Iisus Hristos, Cel ce ne-a dat putere să învingem pe toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, să fii și tu ucis cu sulița mea. Și am aruncat sulița și a nimerit gura balaurului. Și nu numai pentru sulița a murit, ci pentru rugăciune, deodată șuierând, a rămas la pământ. Și Sfântul Teodor le-a spus celor ce se aflau în preajmă, ați văzut puterea Dumnezeului celui adevărat, a lui Hristos. El a învins balaurul, nu sulița mea, care era prea firavă pentru acest balaur, ci mai ales puterea lui Dumnezeu l-a învins pe acesta. Luați și voi puterea lui Dumnezeu. Și creștinii îi mulțumeau, iar păgânii îl întrebau, dar care e această putere a lui Hristos și cine este Hristos? Și Sfântul Teodor le-a tălmăcit și mulți păgâni au crezut în Hristos și a trimis Sfântul Teodor ierarh ascuns și preoți și a botezat pe păgâni. A auzit și împăratul Liciniu, întâi a auzit despre înțelepciunea generalului Teodor, apoi a auzit și că el este creștin. Și pentru că era așa de plin de înțelepciune, iată împăratul Liciniu a gândit să vină să-l întâlnească, să-i asculte și el vorbele înțelepte, că mulți oameni se duceau măcar să-l asculte vorbind, că era plin de înțelepciune. Dar nu era înțelepciunea filosofică cea stearpă, ci era înțelepciunea creștină, izvorâtă din credința și din rugăciunea sa, prin care, având și știință de filozofie și de carte multă, că era general, dar toate le supunea lui Hristos, care este adâncul înțelepciunii și al științei. Și iată, mulți îl ascultau și s-a dus vestea despre el. Atunci împăratul Liciniu a venit să-l întâlnească și el. Și a zis generalului, l-a chemat acolo unde era el dregător, pentru că era voievod peste cetatea Heracleia. Și întâlnindu-se împăratul Liciniu l-a întrebat, iată, aud despre înțelepciunea ta și de vorbele tale pe care le caută mulți oameni, că pe toți îi mângâi cu vorbele tale. Te întreb acum, că am auzit că ești creștin și nu-i cinstești pe zei. Și a răspuns, așa este împăratul. Cum să-i cinstesc pe zei dacă eu îl propovăduiesc pe Hristos? Am auzit că îl propovăduiești prea mult pe Hristos și au rămas închinătorii la zeii noștri rușinați. Iar Sfântul Teodor i-a zis, eu nu pot să-i cinstesc pe zei împreună cu ceilalți. Dacă vrei o împărate, dă-mi acasă și acolo îi voi cinsti pe ei. Împăratul, după ce a mai stat de vorbă cu Teodor și a văzut cât de înțelept este, s-a încumetat și i-a dat zeii acasă. Erau niște statui din diferite materiale, dar erau și din aur, cu capuri de aur.
și ducându-se acasă, n-a stat pe gânduri. Ducându-i pe toți acasă, a chemat, mai întâi i-a sfărâmat. Și pentru că erau și din metale prețioase, a început să cheme săracii, să le dea lor din ceea ce erau alcătuiți aceștia, așa ziși zei, care n-au opus nicio rezistență când i-a sfărâmat. Și atunci un cap de aur al zeiței Artemida, pe care îl cinsteau foarte mult păgânii, a dat-o unui om sărac care avea mai mulți copii. Acesta, de bucurie, a doua zi a ieșit cu capul de aur al acestei așa zise zeițe. A fost văzut de guvernatorul, de un sfetnic al lui Liciniu Maxențiu. Și acesta, care știa despre Teodor că este creștin și că luptă împotriva păgânilor, a găsit prilej bun să-l părască la împărat. Și i-a spus împăratul: iată, cel pe care îl căutai să vorbești cu el, nu știu de unde a luat zeii noștri că a început să-i împartă. Și l-am văzut, am văzut capul zeiței Artemida chiar la un sărac care nici n-avea haine bune pe el. Și atunci împăratul a rămas mut, s-a mâniat atât de tare și a zis, trimițând ostașii săi: aduceți-l la mine pe acest pe care eu am venit să-l ascult pentru înțelepciunea lui, că m-am mâniat peste măsură. Și l-au adus și iată, împăratul mai întâi s-a legat de acea zeiță căruia îi aducea jertfe și el, și a întrebat: adevărate sunt cele ce spune Maxențiu, că tu ai început să sfărâmi zeii noștri, ai spus că te închini, ți-am dat acasă ca să te închini, m-ai copleșit cu cuvintele tale măgulitoare, dulci, dar iată au fost înșelătoare. De aceea ai făcut aceasta? Și el a mărturisit: da, am făcut aceasta, pentru că n-am mai suportat minciuna și deșertăciunea. Eu mă închin lui Hristos, care e Dumnezeu adevărat, care trăiește în ceruri și poartă de grijă de tot neamul omenesc. Cum să mă închin acestora care n-au nicio putere? Atunci când i-am sfărâmat, n-au zis niciun cuvânt și nu s-au opus, pentru că sunt lucruri făcute de mâinile oamenilor. Și împăratul, care avea acest îndemn de la diavol, pentru că cine slujea idolilor era slujitorul diavolului, atunci i-a spus: mai mânia peste măsură, de aceea te voi pedepsi amarnic. Și iată, a pus pe ostaș să-l bată întâi. L-a întrebat pe Teodor: te întorci de la nelegiuirea ta, că ai minte bogată și poți să-i întorci și pe cei ce au crezut în Hristos. Dacă te întorci să cinștești pe zei pe care îi vom face din nou, te voi ierta. Iar dacă nu te întorci, chinuri groaznice vor veni asupra ta. Și a răspuns Teodor Stratilat: cum să mă întorc de la lumină la întuneric? Cum să lepăd eu pe Dumnezeu cel adevărat, Hristos, pentru niște lucruri făcute de mâinile omenești? N-aveți minte, aceștia nu sunt zei,
aceștia sunt niște făpturi și voi, ca niște oameni fără minte, îi cinstiți ca și pe unii care avea putere. De aceea eu rămân cu Dumnezeul meu adevărat. Și l-au bătut amarnic gândind că poate se va îndupleca. Dar a răspuns Teodor: cu mine este împăratul împăraților, este stăpânul cerului și al pământului. Oricâte chinuri veți aduce asupra mea, nu-mi vor vătăma sufletul, ci numai trupul. De aceea faceți ce vreți cu trupul meu. Eu mă rog și pentru voi să vă întoarceți de la întuneric la lumină. Și iată, atunci, văzând că nu pot să facă nimic, împăratul Liciniu a pus să îi se taie capul. Și înainte de a-i se tăia capul, Teodor Stratilat s-a rugat și a strigat înaintea tuturor: eu merg acum la împăratul împăraților, dar acest împărat care a făcut batjocură de acel împărat al împăraților, care am vrut să-i aduc lumina lui Hristos, și el va muri tot de sabie. Și iată, Sfântul Teodor Stratilat a murit prin tăierea capului și apoi a fost luat trupul său și a fost așezat la loc de cinste și până la urmă a ajuns la Constantinopol, unde Sfântul Împărat Constantin cel Mare, după puțin timp, a plecat împotriva împăratului Liciniu, chemat de creștinii de la Roma, și așa cum a spus Sfântul Teodor, Liciniu a fost învins și împăratul Constantin a luat și parte de apusa Imperiului și iată, aici a făcut o cruce mare în cinstea biruinței asupra împăratului Liciniu. Iubiți credincioși, sfinții întotdeauna au fost în legătură cu Hristos, ei au vorbit în numele lui Dumnezeu și în acest nume vorbind au spus numai adevărul. Așa și Sfântul proroc Zaharia a fost unul din ultimii proroci care, după întoarcerea din robia asiro-babiloniană a poporului lui Israel, Zaharia a scris o carte și a prorocit că templul se reface, pentru că templul a fost dărâmat. Templul se reface, nu va avea strălucirea templului din vremea lui Solomon, care atât de măreț l-a făcut, dar acest templu cu adevărat va fi mai frumos și mai strălucit, pentru că în acesta va intra Mesia. Și astfel Sfântul proroc Zaharia a prorocit despre Mesia, despre intrarea lui în Ierusalim, despre cetatea Ierusalimului, că-i fiica Sionului celui din cer, și să se bucure, pentru că întrânsa va intra împăratul ceresc. Și la intrarea împăratului ceresc, toate se vor schimba. Iată așadar ce sfinți aleși avem astăzi, ce însemnează credința adevărată și vie, cine are pe Hristos în sufletul, în inima sa, cine vibrează împreună cu Hristos, nu se teme de nicio primejdie. Și orice om care îl poartă pe Hristos, orice creștin, este mereu proaspăt în credință și bucuria își înnoiește mereu, pentru că nu există bucurie mai mare
decât avea pe Hristos, stăpânul vieții noastre. Să ne rugăm Sfântului Teodor Stratilat, care a fost un ostaș viteaz, un general înțelept, dar și un creștin atât de ferbinte, că el chema mereu numele lui Dumnezeu și când îl chema asupra celor bolnavi, aceia, prin rugăciunile sale, înduplecând pe Dumnezeu, Dumnezeu vindeca toate bolile și neputințele. Și iată a biruit balaurul cel văzut, dar și balaurul cel nevăzut, care este diavolul. Să ne rugăm și noi, ca prin rugăciunile Sfântului mucenic Teodor Stratilat, să biruim și noi în fiecare zi balaurul cel nevăzut, care ne împresoară, ne ispitește și ne cheamă la diferite deșertăciuni. Să nu ne încumetăm cu deșertăciunile, ci să luăm aminte să facem voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care ne împlinește toate doririle noastre, cele bune și sfinte, și ne cheamă și ne ajută prin mijlocirile sfinților Săi și prin însoțirea îngerilor Săi să ajungem și noi la limanul mântuirii, ca să moștenim viața cea veșnică, de care să avem parte cu toții, să ne întâlnim precum ne întâlnim aici la Sfânta Liturghie și în liturghia cea cerească, în împărăția cerurilor, într-o bucurie și viață veșnică. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Mâine dimineață ne întâlnim din nou aici la 7:40 la Sfânta Liturghie, apoi mâine după amiază voi merge în localitatea Viile, unde preotul paroc de acolo mereu vine și slujește cu noi, este și asistent medical, și voi merge acolo pentru că are hramul Sfântul Haralambie. Dar mâine seară la ora 19 avem un concert de pricesne frumos la Biserica Sfântul Haralambie, unde vor interpreta pricesne frumoase cel pe care l-ați auzit astăzi, Părintele Arhidiacon Ionuț Cristinel Boancheș și Alexandru Chiriac. Ne vom întâlni și la Biserica Sfântul Haralambie. Iar miercuri dimineața la ora 8 voi întâmpina icoana făcătoare de minuni la intrarea în oraș împreună cu Preasfințitul Ilarion, arhiepiscop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, și poate va mai veni vreun erar, și vom merge în procesiune de la intrarea în oraș de la vapor către Biserica Sfântul Haralambie, unde vom săvârși Sfânta Liturghie. Dumnezeu să ne primească sfintele rugăciuni și să rămânem cu Sfântul Teodor Tiron, credincioși lui Dumnezeu, să nu ne înspăimântăm de ispite și de necazuri, căci acestea ne ajută să ne întărim credința și să fim mai hotărâți în mărturisirea credinței, care să ne aducă nouă tuturor mântuirea. Amin. Nădejdea mea și numai la tine